Portul popular, cel care odinioară era purtat cu sfințenie de către femeile satului Sălășan în zile de sărbătoare, acum a devenit un obicei păstrat doar în anumite zone conservative, ce și-au păstrat caracterul tradițional. Cu toate acestea, frumusețea sărbătorilor gustate în costum popular încă mai este simțită și astăzi de către femeile de pe Valea Barcăului. Portul popular de sărbătoare mai este purtat încă în sălaj de către bătrânii satului, care se mai duc astfel împodobiți la biserică în zilele de sărbătoare. În acel port, lucrat de femei cu mâna, în vremea când ele erau încă fete. Potrivit etnologului sălăjean Camelia Burghele, acest obicei de a merge lumea îmbrăcată în costum popular este valabil în special pentru zonele conservative. În acele zone unde satele sunt mai îndepărtate de centrele urbane, acolo unde tradiția încă se păstrează. În sălaj mai există oameni care se îmbracă și astăzi în straie populare la zile de sărbătoare. Un exemplu îl găsim pe Valea Barcăului, în comuna Valcău de Jos, unde, chiar dacă sună puțin atipic, chiar persoanele tinere, cu mândrie și pioșenie, mai îmbracă straiele populare. Este și cazul Monicei Ember, care, de dragul tradiției, încă în zilele de sărbătoare, se duce la biserică în costumul popular. Ulterior, exemplul său urmându-l și alte persoane din Valcău. Pe an ce trece, tot mai multe femei și fetițe poartă acest costum popular, care este format din poale, zadie, spăcer, laibăr și chischineaua, cum se spune aici la țară. Iar la gât am o zgardă. Acesta este costumul popular. Iar iarna se mai purta un uioș, un suman, făcut din lână. Din dragoste pentru portul popular, Monica Ember, preoteasa satului Lazuri, a fost prima care a îmbrăcat portul popular de sărbătoare și a mers la biserică, acest exemplu fiind ulterior urmat și de către alte persoane. Împreună cu fetițele mele, cu Cătălina și Alexia, am mers la biserică și am participat la Sfânta Liturghie. Și iată că și alte fete, văzându-ne pe noi, au scos din lada de zestre a bunicii aceste costume și au venit și ele a doua zi îmbrăcate așa frumos. Sărbătorile sunt altfel simțite de sălăjenii de pe Valea Barcăului care se îmbracă în costum popular. Marea majoritate vin îmbrăcați la biserică în costum popular și nu este ceva mai frumos decât să-i vezi cât de frumoși și cât de simpli sunt acești oameni de la țară, care, iată, duc mai departe acest port popular, care sperăm să nu se piardă. Aceste straie populare scoase din lada de zestre sunt țesute în război, cu sute cu mâna, păstrând încă tiparul și croiul vechilor porturi populare specifice Văii Barcăului.